Polițiștii maramureșeni au depistat și indisponibilizat un autoturism care figura urmărit internațional. Bărbatul în posesia căruia a fost depistat autoturismul este cercetat pentru tăinuire. În 2 septembrie, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, cu sprijinul celor din cadrul postului de poliție comunal Ieud, au găsit autovehiculul urmărit de autoritățile judiciare din Marea Britanie. Verificările efectuate până în acest moment au relevat că bărbatul din Ieud a achiziționat autovehiculul în valoare de 17.000 de euro prin intermediul iul unei rude din Anglia. Până la finalizarea cercetărilor, mijlocul de transport a fost indisponibilizat la sediul Inspectoratului de Poliție al județului Maramureș. Comisia Europeană a lansă cea de-a 13-a ediție a concursului anual Juvent Translator, dedicat elevilor din învățământul secundar din întreaga Europă. Școlile din toate statele membre ale Uniunii Europene se pot înscrie online, astfel încât elevii lor să poată concura cu alți elevi din întreaga Europă. Anul acesta, adolescenții participanți vor trebui să traducă un text pe tema a ceea ce pot face tinerii pentru a contribui la conturarea viitorului europei. Înscrierea pentru școli, prima etapă a procesului, în 2020 etape este deschisă până în 20 octombrie. Formularul de înscriere poate fi completat în oricare din cele 24 de limbi oficiale ale Uniunii Europene. Poștașii din întreaga țară și-au demonstrat abilitățile fizice la faza națională a marșului factorilor poștali, competiție derulată la stadionul municipal Viorel Mateianu din Baia Mare. Anul acesta, competiția ajunsă la a 40-a ediție s-a desfășurat în Baia Mare și au participat 84 de factori poștali. La final, cei mai buni factori poștali au fost premiați. La categoria cel mai tehnic participant a fost declarat câștigător Gheorghe Talpoș de la oficiul de poștă din Baia Mare. La bărbați, locul al treilea a fost obținut de Claudiu Costescu din Vâlcea, locul al doilea de Tiberiu Crăciun din Sibiu, iar pe locul întâi s-a clasat Victor Romașcan din Suceava. La femei, locul al treilea a revenit Marianei Sechei din Hunedoara, locul al doilea Felicei Moisa din Bacău, iar locul întâi a fost câștigat de Mioara Făcăoaru din Harghita.